Bine ați venit, scorpionilor! Haideți să vedem ce energii curente avem. Dacă rezonați, vă rog frumos să îmi dați un like și vă mulțumesc pentru mesaje. Celor care le place acest gen de videoclipuri, puteți să vă abonați. Și haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Pentru scorpioni. Prima etalare este a voastră. 8 de monede. Încercați să, pentru unii dintre voi poate fi un studiu, încercați să, poate mergeți la studii superioare și veți plăti în avans ceva, dar fiți atenți pentru că 8-ul acesta pentru studii poate fi o cheltuială care de fapt mai târziu nu va fi folosită sau studiul respectiv nu îl puteți până la sfârșitul zilei nu va face o mare impresie și posibil să fie doar o cheltuială de bani. 6 de bâte. Vedeți ceea ce spuneam un pic mai înainte. Bâtele sunt foc, ardere. Deci încerci să devii victorios, să mergi pe ceva la care dorești să muncești mult mai mult ca energie, dar în același timp dorești să o arăți, să fii recunoscut. În recunoașterea respectivă, de fapt, voi ajungeți la iubire. o energie extraordinară! Regele de săbi și 7 de bâte. Voi încercați să vă protejați, iar regele acesta de săbi are o putere mare asupra voastră și e posibil să fie cineva de la servici sau cineva cu care aveți o relație. Care este clarificarea pentru voi? Voi, regina de bâte. Pasiune. Pasiune, pasiune, pasiune. Deci, sunteți la același rang ambii. Voi aveți pasiune. Ei au pur și simplu putere asupra voastră. 6 de bâte. Soarele. Oh. Știți ce mi-arată aici? Este o întoarcere solară. Este poate după 10 iunie, dar dacă greșesc sau dacă eventual nu se va întâmpla, chiar aștept mesajele voastre. Dar energia pe care o văd cu regele, regina de bâte și soarele, este un fel de karma se reîntoarce. Deci chiar dacă ei au putere asupra voastră, se reîntoarce karma. Asul, 4 de monede, stabilitate. Ce spuneam un pic mai înainte? Ce spuneam un pic mai înainte? Turnul. Când apare turnul, spuneam noi un pic mai înainte. Asta este, îmi dă senzația aceasta că persoana respectivă are puterea asupra voastră, dar când se întoarce, reîntoarce karma, își ia palma. Pentru asta am să vă spun ceva foarte, foarte simplu, poate voi spune în cursurile de pe vlogul meu, dar este foarte simplu atunci când, când este o întoarcere de karmă și mai toată lumea întreabă karma prezentă cum e o întoarcere. Păi e simplu, imaginați-vă că faceți un lucru și se reîntoarce spre voi sub aceeași metodă. Am să vă dau un exemplu pentru a înțelege. Un împărat, fără pene pregătite, îi dă o palmă primului ministru, care era unul dintre cei mai respectați oamenii statului. La rândul lui acesta, foarte surprins că a luat o palmă, se întoarce și îi dă următorului o palmă și merge așa până iese afară. A doua zi, vine împărăteasa și când îl vede pe împărat în loc de dimineața, îi dă o palmă. La care împăratul îi spune, de cum îndrăznești să-mi dai o palmă?
Cum îndrăznești tu să întreb? Tu ai început acest joc. Ai dat o palmă și a mers tot statul. Și a ajuns la mine. Și i-am spus că acesta este un joc pe care l-a făcut împăratul. Deci, palma pe care ți-o dă celălalt, trebuie să nu poți să o dai înapoi celui care ți-a dat-o și vei merge înainte pentru a da, pentru a găsi pe altcineva să-i o dai. Și atunci ți-o dau ție. Deci la tine început, la tine se sfârșește. Deci fiți atenți ce aveți aici. Celor care de fapt au puterea asupra scorpionilor, dar de fapt pe scorpionii ajută reîntoarcerea de karmă. 7 de bute. 7 de săvii. Ce spuneam? Ceva ce li s-a furat sau pur și simplu li s-a luat din viață pe nedrept, li se întoarce. Mă bucur pentru scorpion. Cealaltă persoană. 9 de spade. Deja începe să fie stresat, stresată. Ca energie. Pentru că un adevăr va ieși la suprafață. Pentru că există cineva care arată o iubire adevărată către scorpion și scorpionul știe ce vrea. Vedeți, aici sunt două persoane. Deci dacă acel cineva care a încercat să iasă, să reiasă, să intre, să, sau pur și simplu să se folosească de scorpion, atunci se va întoarce ceva în favoarea scorpionului. Și tot aici vedem că va exista o altă persoană interesată de scorpion. Perfect. Mergem pe energia celeilalte persoane. Turnul își face treaba. Ce intenție are cealaltă persoană? Ce intenție are cealaltă persoană? Ce vrea să ne spună? Poate fi un leu care, iarăși, are puterea asupra voastră. Nouă, regina de monede. Asta înseamnă că dorește să aibă grijă de voi, să pună în echilibru ceva. Dorește un nou început cu voi. Vă este dator, datoare, cu acest nou început. Cavalerul de bâte. Deci, cândva a fost o persoană care nu a arătat responsabilitate față de voi, față de familie, față de tot ceea ce ați cerut voi. Dar acum încearcă un nou început. Persoana cealaltă. Da, dorește foarte mult un nou început, pajul acesta de bâte. Ce spuneam noi de întoarcere de karmă? Așa trebuie să fie. Persoana respectivă plătește o karmă către voi. Oricine ar fi. Încă o dată poate fi un leu. Pentru că aveți de două ori cartea leului. Sau o persoană care v-a controlat. O persoană care a crezut că deține controlul asupra voastră. Cavalerul de cupe, pe teme de iubire, vă arată dragostea ca un cavaler, nu ca un rege. Dar, de fapt, aici încearcă să fie distant și încearcă să se impună prin energia respectivă. Voi, care este atitudinea voastră, clarificarea pe care o avem aici, pentru voi. 3 de bute. Voi vă faceți planuri de viitor. Deci nu sunteți în planurile acestei persoane. Aici, eremitul.
Mai bine singur decât cu așa o relație. Dar de plătit să știți că veți fi plătiți pe baza acestei energii. Sub orice formă. Este ca și cum vă sunt datori. Fie vă ajută cu ceva, fie vă cumpără ceva. Genul acesta de energie. Pentru că voi știți despre ce este vorba. Aveți înțelepciunea și înțelegerea și știți despre ce este vorba. Totul se plătește aici. Regina de cupe. Voi nu ați cerut decât iubire de la bun început și respect. Patru de monede. Nu vă blocați pe ceva nou. O energie de foc cu acest patru de asul de bâte cu patru de monede nu este tocmai un nou început pentru voi. Pentru voi este o stagnare. Deci voi nu vă gândiți la așa ceva. Voi. Este ca și cum v-ați bloca pe această energie care de fapt astăzi este distant sau astăzi vrea ceva. De ce sunteți stagnați? Vreau o clarificare a lui Hangman. Vreau să văd o clarificare pentru scorpioni. Cum clarificăm acest spânzurat? Ce vrea să ne spună magicianul? Voi vă blocați singuri. Magicianul este energia voastră. Deci voi sunteți capabili să schimbați viața voastră din ce în ce mai bine. Și aveți și trei de monede. Ceea ce înseamnă să ieșiți afară, să întâlniți oameni. Pentru că asta vă spun aici. În momentul în care căutați destinul, vine în viața voastră, dar va trebui să căutați. Lampa aceasta, eremitul, căutați. Posibil să fie o fecioară care apare în viața voastră și cu care vă completați. Haideți să vedem ce avem aici de la îngerii, de la îngerii dragoste. Înainte de a începe, o nouă iubire. Momentul în care ieșiți afară dintr-o relație care de fapt nu este tocmai o relație, atunci aveți șansa acestui noroc de a avea o nouă iubire în viața voastră. Deci, divinitatea vă aduce ceva frumos, ceva care ați căutat, v-ați dorit. Dorința voastră. Vă dorește pe cineva? Vă dorește ceva nou? Chimia. Atracție magnetică. Și finanțe și carieră. Posibil să fie la locul de muncă. Posibil în același moment să vă îndrăgostiți de cineva cu care lucrați. Sau persoana respectivă să se îndrăgostească de voi. Să vă aibă în atenție. Dar cu siguranță este o nouă iubire. Și un succes extraordinar, atât în iubire cât și financiar. Dacă ați fost păcălit, vi se reîntorc banii înapoi. Vi se reîntoarce iubirea înapoi. Karma se reîntoarce. Karma se reîntoarce. Numai bine, la revedere! Ne auzim!